vom tolera colectarea de fonduri pentru protocol, iar sancțiunile asupra celor care vor accepta o asemenea practică merg până la excluderea din comisiile de examinare pe o perioadă de la 1 la 5 ani, atenționează conducerea Ministerului Educației. În ceea ce privește organizarea și desfășurarea probelor scrise ale bacalaureatului, sistemele de supraveghere video sunt funcționale. Probele scrise ale bacalaureatului 2012 vor începe luni 2 iulie cu testul la limba și literatura română. Pentru 3 iulie este programată proba scrisă la limba și literatura maternă. În 4 iulie va avea loc proba obligatorie a profilului, iar în 6 iulie candidații la BAC vor susține proba la alegere a profilului și specializării. În 8 iulie vor fi afișate rezultatele, iar cu o zi mai târziu, între orele 8 și 12, vor fi depuse contestațiile. În perioada 10-12 iulie va avea loc soluționarea acestora, iar la 13 iulie vor fi afișate rezultatele finale ale bacalaureatului 2012.